apelul ai ca scop să sprijine talentul și arta. Cine ești tu, măi, Loreta, cum poate scrii atât de frumos și atât de bine? Loreta, cred că a ajuns la un echilibru, luând viața ca pe un dar, nu ca pe o competiție. Suntem aici împreună pentru a-i permite scopului divin al Universului să se îndeplinească. Aș vrea să vă spun că eu personal am dat multe interviuri la viața mea, puțin interlocutori însă au rămas în gândurile și în sentimentele mele în timp. Loreta face parte din acești puțini oameni. Citindu-i cartea de poezie, am descoperit și o sensibilitate extraordinară. Așa că dacă Loreta mă acceptă în cercul prietenilor ei, voi veni cu drag. Mă bucur că aici și în carte sunt toți foștii și actualii mei colegi despre care ar putea să vorbesc ce ați vrut. Dar vă las din dumneavoastră să descoperiți universul lor. Eu l-am descoperit în care eram student și că mă ligam desigur că mari acolo treceau pe lângă noi și credeam că niciodată nu s-ar fi de la mersi la lor. Mă respect deosebit că am pentru că și mari minunați. Spuneai mai adicată că ai o mare durere, sensibilitatea. Nu este singura pe care o apreciem la tine. Și nu numai talentul, și nu numai puterea ta de muncă, dar cel mai mult simțul măsurii. Loreta, dragă, datorită acestui simț al măsurii, te-ai putut descurca în orice împrejurare. Datorită acestui simț al măsurii, ți-ai făcut și ți-ai păstrat. Eu vă mulțumesc în numele Loretei că sunteți atât de mulți și atât de frumoși și atât de interesați de un an de cultură. Frică! Interviuri de genul celor pe care le faci tu.